romantică. Bruce, my friend, treaba e romantică. E timpul ca tu să pui sărutul în practică. Stați legați fără cratimă, ca în gramatică. Nu vă chinuiți, n-are sens. Dar mulțumesc frumos, oricum. Super atunci. Încă o dată aplauze, vă rog frumos, pentru Mane, care a fost aici pentru dumneavoastră. În această seară la The Full. Ce coincidență, mă, să fim cu toții aici în seara asta. Bine atunci. Păi să vă zic că, în primul rând, Hristos a înălțat. Asta ar fi... Da. Pe voi nu vă supăr așa oamenii aia care mizează pe faptul că sunt niște ortodoxi foarte practicanți și voi vă văd așa că sunteți neortodoxi practicanți și vin la voi și vă iau prin surprindere așa cu Hristos a înviat. Niciodată nu știu că mă iei cu astea. Doamne ajută la toată lumea să fie sănătate în lume. Ați mâncat de Paște? Ați băgat tot ce era creștinește posibil în voi? Că așa e creștinește? A? Ziceți, mă, vorbiți! Treaba voastră. O să presupun că ați făcut asta. Așa e normal, trebuie să mănânci de Paște până când ați văzut că efectiv îți intră creierul în coma, așa vrut. Știți, după ce mănânci mult așa, 2 ore, creierul nu mai funcționează. Efectiv, ai o băluță așa, o privire în gol, e perfect atunci să te uiți la Insula Iubirii. Efectiv, atunci chiar e, nu trebuie să funcționeze nimic aici, trebuie să meargă ochii, știi? Și îmi place că după ce îți iese creierul din comă și începi iar rotițele să se miște acolo, prima întrebare pe care o ai e, bă, dar nu mâncăm și noi ceva? Cum facem, mă, noi așa ceva? Cum reușim? Creștini fiind. Asta mi se pare frumos. Bine, sunt și aia care nu mănâncă, adică mănâncă foarte mult și după aia refuză să mai mănânce mult și o bagă pe aia cu, bă, nu pot să mai mănânc, nu știu, maxim niște cozonac. Că asta, cozonacul e salata sărbătorilor, știi? Dacă mănânci doar cozonac, nu se pune pe cur. Poate doar nuca. Sau rahatul. Bine, la mine acasă e și imposibil să scap nemâncat, pentru că are taică o tehnică senzațională de a te face să mănânci. Nu ne cunoaștem atât de bine să vă invit la mine, dar la un moment dat cine știe. Deci eram acum de Paște, acum, na, când a fost Paște, acum. Și eram acasă, stăteam la masă și taică nu m-a văzut așa, că nu prea aș mânca, poate doar cozonac. Și s-au pus toate mâncărurile pe masă așa. Și s-a uitat taică la mine și a zis, Cosmine, nu vrei niște curcan? Și a zis, nu vreau. Hai, ia o leacă de curcan. Păi nu, că nu vreau. Dar e bun curcan. Da, nu vreau. Camelia, pune, dragă, la copil niște curcan. N-ai cum să scap, măi. Am mâncat curcan, vă dați seama. Cu cozonac, dar l-am mâncat, știi? Eu, cu taică-mi, pentru că are puterea asta de convingere, băi, eu l-aș ruga să rezolve pacea mondială. Serios, să meargă în Orientul Mijlociu, acolo, să stea așa, la masă cu Palestina și cu Israel. Știi, să stea acolo așa. Palestina, nu vrei să te împaci cu Israel? Nu. Ai împacat o leac cu Israel. Nu vrea. Dar e bun Israel. Da, dar nu vreau. Camelia, împacă, dragă, Palestina. Da,
Bă, râdem noi, dar să știți că am fost la slujba de înviere și am fost dezamăgit complet, mă. Că au schimbat piesa aia, mă. Numai aia pe care o știam noi cu toții. Aia, Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând. Și celor din mormânturi, ce viață dăruindu-le. Aia e bună, uite că mai sunt oameni în sală care... Bă, e ceva în sângele românului. Dacă te-a pus să cânti asta că nu e Paștele, bă, vă văd, aveți o frică noi că sunt bapula, aveți așa o... Nu? Mi s-a ridicat părul pe voi așa, aveți o... Aveți toți niște fețe, nu e bine ce faci, nu e... Nu e normal, nu e normal să faci asta. O să murim în seara asta, dacă mai faci asta o să murim. Râdeți, bă, nu mai fiți demenzi, mă. Păi credeți că dacă există Dumnezeu, chiar e așa de... Bă, ce pula mea cânti acolo? Aia e doar de Paște, mă, tu... Ia, cine a mai fost la The Fool în seara? Și a râs la gluma aia, ia să vedem. Toți moarți. Calmați-vă, mai relaxați-vă, bă, și voi un pic. Vedeți, bă, ce înseamnă să se hrănească același căcat, că la un moment dat a ajuns gata, nu, altă variantă nu mai. În fine, bun, am cântat asta, mă bucur că v-a plăcut. Că oricum au schimbat niște preoți bulangii, au schimbat la un moment dat asta, că ați observat, că aia cu pre și mormânturi. Că na, Biblia nu e scrisă în română, știi? A trebuit să bage ceva acolo. Pre și mormânturi. Ca să te simți proști, știi? Dacă ești la slujbă și cânți și zici pe, ei să zică pre, bă, dar sunteți bulangii. Nu știți cântecul? Morminte, mormânturi, ce pula mea ați venit așa la slujbă, bă, nesimțiților. Dar niciunul n-a citit o carte aici. Și acum au schimbat-o cu o chestie în asta, Arabic Mix in the House, Desert Sunshine. Ați auzit-o? Aia de... Nu știam dacă explodează cineva, dacă trebuie să ciocnim șaorma după aia, nu? Însemna că chiar ne-au cucerit turcii pe vremea lui Ștefan. Și bineînțeles, asta, durerea mea e că în momentul în care, mie îmi plăcea aia veche, știi, că în momentul în care venea vara, bă, și mă simțeam bine așa, aveam good vibe și eram la volan, bă, mai venea aia ca Hristos. Stătea așa o stare bună în plan. El a reușit. Hristos a reușit. Poți și tu. Și bineînțeles, știți că după ce se termină cântecul, iese preotul la 12 noaptea și are vocea aia așa, știi, de Hristos a înviat. De Sfântul Suprem. De... El n-a făcut o secundă la viața lui. Știi? De o sfințenie. Hristos a înviat. Și ați văzut că mulțimea e... Nu e cu totul acolo, așa e. E un murmur așa din mulțime de... Și preasfinția sa e supărat un pic. Stați două secunde. Hristos a înviat. Și lumea un pic așa începe să se anime așa, dar stai mă, că are dreptate omul, adevărat, ame. Hristos a înviat, adevărat, Hristos. Și începe house-ul, îți dai seama, vin șampanii cu lumânări sfinte. Lumina aia sfântă, oameni, ce nu suport lumina aia sfântă, bă, băiatul. Noi ca proștii în pula mea mergem cu uizerul ca ultimii săraci. E lumina sfântă la business, n-are nicio treabă, îți dai seama, fumează șampanii. Palme la cul la stewardeze.
ajunge la noi, se stinge, știi? Dar n-ai cum să nu apreciezi la poporul ăsta, bă, că faptul că suntem creduli așa, știi, că îi vezi așa pe oameni, că au așa credința aia în ochi, așa, știi, de... Oare am viat? Știi, au... E un soi de Game of Thrones finală în România, așa, de... Haide, mă, Iisus, hai! Stai seama că sunt oameni care au emoții în seara aia, știi, care nu știu la ce se aștepte. Dacă iese preotul la 12 noaptea din biserică, plâns așa cu o față în aia... Care am încercat, da. Iarăși e foarte drăguț obiceiul ăla, ăla cu trecutul pe sumasă, știți? Din vinerea cea mare. El se numește Sfântul Aer. Cineva a avut lipsă de inspirație totală. Știți că de obicei Sfântul Duh venea și le dădea la ăștia nume. Da. Și la asta, la Sfântul Aer... Era și Sfântul Duh, și cu aer, n-am, nu mai are, deci am măgat pe toți până aici, nu mai am nimic. Filimon, Palestin, Pilibili, ce pula aia, nu mai am ce să zic. Daniel. Are Sfântul Aer, căcat. Și la Sfântul Aer asta se întâmplă, e o masă lungă și se trece pe sub ea. Că așa a vrut Dumnezeu, vă dați seama. Dumnezeu ăsta e care vă e frică, el a vrut asta, el. Deci a zis, bă, când învie fiul meu, vreau să mă distrez, tată, vreau... Știu, văd așa, vreau o masă mare, da? Să treacă oameni de-a pulea pe sub ea, așa. Asta mă distrează pe mine, la asta râd eu. Dar bătrân, să fie în vârstă, vai morților, să... Să se chinuie, să fie conga bătrânilor, așa, să... Zic, cu durări de șale, așa, de... Eu știu de lucrurile astea pentru că am fost băiat din ala de cânta în biserică. Da? Da? Știu că... Vezi? Dacă nu vă informați, eu chiar am fost. Vă zic asta pentru că e un preot care a zis la un moment dat, se știe că ar face stand-up dânsul. În fine, treaba dânsului, pare un om ok, așa, comparativ cu alți preoți, deși, bineînțeles, ca orice alt preot, e foarte misogin. Bine, misogin. La ei e o chestie normală. De femeia, să stea morții acolo. Slavă cerului și tatălui. Morții, mătii, tăi, fătos, morții, mătii, mătii. A, mi-a rămas de la... Da, asta mi s-a părut tot timpul senzațional la Biblie, mă. Biblia care învață să fii iertător așa și pașnic și... Că Biblia, dacă ați mers la nunți, probabil ați auzit că preotul zice că femeia trebuie să fie supusă bărbatului. Ați auzit? Ați auzit, a? Dar aia mi se pare senzațională. Să fie supusă bărbatului, așa cum și biserica e supusă lui Hristos. Mă, dă-te în pula mea, deci. Păi, fă-tu-vă în gură, deci efectiv a lăsat Hristos în pula mea un pic pe pământ și a fost la shopping cu aia. Asta s-a făcut. La shopping și a sfutut copii. Asta s-a întâmplat, adică n-am zis-o eu așa, iar v-ați seriozitate așa cu toți. Băi, bun, am înțeles, hai cânta Hristos a înviat. A, nu știu ce, dar a futut și copii, gata un pic. Și așa și continuă, după aia că femeia trebuie să fie supusă așa, pentru că dacă nu, ea va suferi mânia bărbatului. Deci o chestie în asta, așa e. Efectiv, Biblia zice, fă morții tăi, dacă zici vreodată ceva, băga mea și pula mă, dacă te... Bine, dar cu asta, știi, și îți vei lua un pumn în muie de fiecare dată când vei rosti cuvinte de ocară la adresa bărbatului. Că tu reprezinți satana, futu-ți morții și răniți mătii și ar trebui să fii bătută cu parul de către alți săteni care și ei să te fută la rândul lor de curvă nenorocită. Băga ne-am pula morții, băga ne-am pula morții.
Na. Și vă ziceam de preotul ăsta, care și el are această latură, a zis că nu poți vorbești despre biserică decât dacă ai fost acolo. Ceea ce e foarte Biugi Mafia, așa, știi? E foarte... N-ai fost acolo să vezi când m-am împărtășit, n-ai fost acolo să vezi pe cine am miruit, știi? Că așa e când ce-o iei la mir. Da. Ei, eu am fost acolo, am văzut pe cine au miruit, adică... Eu am trecut pe sub căcatul ăla de masă. Când eram mic și eram mare, vă dați seama. Și a treia oară, că trebuie să treci de trei ori, că Dumnezeu vrea să râdă de mai multe ori. Și când trece a treia oară, asta e, pe mine, atunci când am trecut a treia oară, de la toate mirosurile alea sfinte, vă dați seama, de transpirație de oameni cu boli, care pupă, după ei trebuie să pup și tu. Nu realizați încă lucrurile astea, asta mi se pare sănătos. Așa, m-a luat strănutul și am plecat cu masa aia, efectiv, cu lumânări pe ea. Era să dau foc un pic la biserică. Bine, babele, vă dați seama, nebune, cred că erau, dă-te că mai am două ture! Știi? Crazy babe! Ați văzut treaba aia cu tornada de la Călăraș? Ați uitat-o deja, a? Băi, aia cu tornada, ați văzut filmarea din autocar? Băi, e superbă, mă, filmarea aia, că e cineva în autocar care filmează tornada la depărtare și în spatele lui e un cor de voci de babe care la un dat încep, rugați-vă, rugați-vă, țineți-vă de mâini într-un bebelușul nostru Sfânt Iisus Hristos cu Maica Precistă și cum știe, și tornada a fost, mărzu-te în pula! Așa e, știi? Până să te rogi la Dumnezeu, nu mai arunca gunoaie pe stradă în pies, da, mă, poate nu vine tornada, știi? Dar ce a fost cu adevărat hilar la acel filmuleț? Faptul că i-au luat interviu șoferului, care era zdruncinat, vă dați seama? Drăguță glumă, da. Și era zdruncinat așa și a zis, vă dați seama, că ne-a speriat rău, era să ne omoare tornada. Dar ce e drăguț e că pe filmare, până la tornadă, ei mai aveau foarte puțin să se ciocnească de un Opel Vectra. Dar acolo nu s-a rugat nimeni, n-a avut nimeni nicio problemă, știi? Da, mașine să mai ciocnesc de lemorților. Asta e, nu, ne rugăm așa la orice căcat. Când vine tornada, în schimb, țineți-vă bebelușii lui Hristos. Că... Ați văzut filmulețul ăla cu inaugurarea Catedralei Neamului? A? Bă, la ăla... Deci când s-a dat drumul la Gheazmă, eu n-am mai văzut în viața mea jandarmii îngenunchiați și plânși, efectiv. Bă, au dat babele în jandarmii aia. Bă, bă, ce ți-e stoase, bă? Puteai să vin cu Donatello, Raffaello, toți băieții, Michelangelo, mi ți-i bătea pe aia? Păi și când am văzut toată faza aia, m-am gândit, bă, unul nu s-a gândit dintre noi, pe 10 august atunci, când am ieșit noi la Victorii și ne-am luat gaze, muie și grenade și nu știu ce, bă, unul nu s-a gândit să punem, bă, băiatule, în primul rând să fie de babe. Și să, na, la un moment dat să strige unul din spate, smoaște în guvern! Bă, în 3 minute aveam capul lui Dragnea, bă. Nu știu dacă realizați chestia asta. 3 minute, atâta trebuie. A, să știu acum pe viitor cu Rareș Bogdan, da. Serios? Voi vă dați seama că dădeau ăia în plan cu spray, cu toate alea, erau babele. Mi-a dat cu piper! Maria mi-a dat cu piper! Prin puterea dată de către bebelușul Iisus Hristos! Babe, asamblați-vă!